Bun găsit, prieteni, la Pulsul Zilei. Încep emisiunea de astăzi cu o constatare surprinzătoare pentru mine, și anume că până la urmă sistemul social și chiar serviciile din poliție se pare că funcționează. E adevărat în anumite împrejurări, dar iată, de această dată chiar au funcționat. Mă refer aici la cazul acelei tinere care a fost dată dispărută de acasă pentru a treia oară și care, iată, după o săptămână de zile de frământări din partea părinților și nu numai, a apărut și a fost așa dezvăluită o întreagă poveste foarte complicată. N-am să insist foarte mult asupra acestei povești, însă subiectul în sine este de interes pentru noi toți, pentru că până la urmă, într-un anumit moment, am putea fi direct interesați. Fiecare dintre noi avem copii, familii și, în mod firesc, ne gândim că am putea fi implicați într-o astfel de situație. Deci, acea tânără, de fapt, stătea, a fugit de acasă și a găsit o altă casă la doi tineri din Pașcani, o fată și un băiat. Ce anume făceau acolo este greu de aflat deocamdată, este greu de înțeles. Putem face doar presupuneri și cercetăm în continuare. Duminică, această tânără, având în vedere faptul că, iată, presa a publicat știri și noi și cealaltă televiziune am publicat câte o știre în acest sens, după ce părinții au dat o declarație la poliție. Ei bine, acea tânără s-a prezentat duminică la poliție și a spus: eu sunt tânăra dată dispărută, am venit să dau o declarație, da? Polițistul care era de servici, foarte inteligent, i-a spus: vino mâine, că astăzi suntem liberi. Am mai povestit această situație rușinoasă pentru poliția din Pașcani. Ei bine, luni, datele problemei s-au schimbat radical și atitudinea poliției și, iată, au intervenit și inspectorii de la asistență socială. A fost făcută, practic, o echipă mixtă cu psihologi, polițistul de caz și reprezentanții primăriei de la serviciul de asistență socială. Toți au vorbit pe rând, pe de o parte cu tânăra respectivă, după care cu mama fetei, și au ajuns la concluzia că situația este destul de gravă, motiv pentru care, iată, această tânără a fost internată într-un centru de supraveghere pentru minori, a fost internată de urgență. Bun. Asta înseamnă că se poate. Și chiar le mulțumesc celor de la poliție, celor de la asistență socială, că au înțeles să-și facă de această dată meseria. Este important să înțelegeți și dumneavoastră acest aspect, pentru că de cele mai multe ori, mai ales părinții de la țară sau cei care sunt ocupați, atunci când se confruntă cu astfel de probleme, primul pas, sau, mă rog, primul gând este că la ce bun să mă mai lupt, la ce bun să merg la poliție sau la primărie, să spun ce probleme am în familie, la ce bun să mai insist, trebuie să insistați. Chiar dacă sunteți dați afară, chiar dacă vi se vorbește urât, chiar dacă vi se spune că fiica dumneavoastră este o curvă, de ce să umblăm să vă aducem acasă? Ei bine, trebuie să luptați pentru că aveți toate motivele și, până la urmă, chiar aveți șanse să implicați sistemul, instituțiile statului, care de altfel sunt plătite de noi, nu? Din banii noștri, să fie puse aceste instituții la treabă. Vreau să atrag atenția și asupra altui aspect. Acești doi tineri care i-au oferit cazare, nu știu dacă condiționat sau nu, elevei care a dispărut de acasă și care a abandonat școala,
la acest centru, fac o paranteză, va continua școala și în felul ăsta nu va abandona, iată, clasa a 10-a. Acei doi tineri, cu siguranță, au avut și au un interes ascuns. Duminică, luni, zilele în care, iată, poliția s-a ocupat de acest caz, acești doi tineri, o fată și un băiat, au stat ore întregi pe holurile poliției, deși n-au nicio treabă cu familia fetei dispărute. Nu sunt rude, s-au cunoscut de câteva zile, așa spun ei. Părerea mea că se cunosc mult mai de mult. Ei bine, au stat ore întregi pe holurile instituției cu un singur interes, și anume să facă tot posibilul ca tânăra dispărută nu să se întoarcă în familie. Nu să se întoarcă la situația normală. Da? Nu să aibă parte de fericire în sărul familiei, da? Să aibă un drum de parcurs, drumul normal al oricărui tânăr. Nu. Să se certe cu părinții și iată să stea într-o garsonieră undeva aici, în apropiere de Integrata, ei să-i ofere ei adăpost. Cine știe pentru, din ce motive, din ce interese, pentru ce servicii. Tineri care trag concluzia, dacă au avut atât de mult timp liber pentru a sta pe holurile poliției, tineri care sunt șomeri, nu? Ori dacă nu ai cu ce să te întreții pe tine, cum poți să pretinzi că vrei să întreții pe altul, un străin, un copil aproape de vârsta ta? Mi se pare o atitudine total aberantă și vă spun sincer, nu înțeleg de ce poliția nu încearcă să caute și dincolo de cuvintele acestor tineri, da? Să vadă, doamne, până la urmă, de ce ați oferit cazare unui minor dat dispărut, din ce motive, din ce interes și așa mai departe. Să fiți atenți în familiile dumneavoastră la comportamentul copiilor, mai ales atunci când își schimbă un astfel de comportament brusc. Da? Astăzi este un copil minunat, cu preocupări proprii vârstei sale și peste câteva zile nu te mai înțelegi cu el. Vrea să plece de acasă, fuge de acasă, renunță la școală, renunță la părinți, renunță la tot parcursul vieții de până atunci. Mi se pare fabulos. Pentru ce? Pentru a sta într-o garsonieră cu doi tineri care nu-ți oferă absolut nimic. Viitor, care te țin ascunsă de societate, de cei dragi, iată, zile, săptămâni întregi. Deci subiectul trebuie să fie și în atenția dumneavoastră și mare atenție la Facebook. O mizerie această rețea de socializare, foarte mult rău a făcut de altfel în rândul tinerilor. Cam aici s-au cunoscut, cam aici este mediul principal de racolare a acestor tineri. Da? Bun. Trec la următorul subiect. Văd că este un mare interes. Se face mare tamtam pe subiectul celor care au îndrăznit să vândă flori de ziua femeii la începutul primăverii, la începutul lunii martie, aici în centrul Pașcanului. Se pare că este cea mai mare activitate ilegală, penală și așa mai departe, care, iată, i-a deranjat pe unii. Și important este să aflăm de ce. Ați văzut și dumneavoastră că, mai ales în ziua de 8 martie, chiar și cu câteva zile înainte, centrul Pașcanului s-a transformat, a înflorit și la propriu și la figurat. Parcă acești vânzători ambulanți care au ieșit cu flori și cu mărțișoare la vânzare au schimbat pentru câteva zile, iată, fața sau centrul municipiului Pașcani. Evident că au avut aprobare de la primărie. O aprobare care înțeleg că încalcă o hotărâre a Consiliului Local. Și se face mare caz de această hotărâre dată de fostul primar al municipiului Pașcani, Grigore Crăciunescu.
O hotărâre care, de altfel, este ilegală și trebuie să spunem lucrul ăsta. Hotărârea este ilegală. A fost o hotărâre privind comerțul stradal. A fost dată cu interesul de a proteja clientela politică din PNL. Printre ei fiind, iată, și fratele patronului de la televiziunea concurentă, care face, aduce în discuție acest caz. Bun. A fost dată această hotărâre, ea nu a fost semnată de legalitate de către secretarul primăriei. Îmi aduc aminte, atunci era un bun avocat cu bune argumente și juridice și logice și atunci intervenția mi s-a părut corectă că această hotărâre, acest regulament nu poate fi aplicat și nu aduce servicii reale comunității din Pașcani. Era o aberație în sensul larg al cuvântului. Ei bine, acum, același secretar al primăriei Pașcani înțelege să pună presiune ca regulamentul să fie folosit. De ce? Adică ce s-a schimbat în acești ani? S-a schimbat primarul, da? Și interesul secretarului în raport cu primarul. Înainte voia să-l toace pe fostul primar, acum vrea să-l toace pe actualul primar. Asta se înțelege, nu? Ei bine, acel regulament care, repet, nu are semnătura de legalitate, nu poartă semnătura de legalitate a secretarului, în mod evident nu poate fi pus în practică. Înțeleg că primăria pregătește un alt regulament privind comerțul stradal și chiar sunt curios cum anume ce formă va îmbrăca acest nou document. Însă, regulamentul despre care discutăm este odios. Sunt acolo niște reguli extraordinar de ciudate, da? De la, vă dați seama, primăria sau fostul primar a reglementat până și uniforma, cum să fie îmbrăcați cei care vând la magazinele sau anumite terase din centrul orașului, ce veselă, ce culori, ce față de masă să fie, ce flori. Mi se pare cu totul aberant. Deci dacă vorbim de acest regulament, ei bine, trebuie să vorbim totalitatea lui, da? Cu toate elementele care ar fi trebuit sau ar trebui în concepția unora să fie pus în practică. Deci, regulamentul la care se face referire este ilegal. Pe de o parte, pe de altă parte, nu înțeleg de ce trebuie să fie împiedicată libera concurență. Mai ales în anumite momente speciale. Am mai spus, mai dau acest exemplu, în București, în ziua de 8 martie, chiar și înainte, doamne, gara de nord, chiar și pe peronul gării, erau pline de flori, de acești vânzători ambulați de flori și de mărțișoare, de tarabe cu mărțișoare. Ori, în București nu este un astfel de regulament? De ce să fim mai catolici decât papa? Pentru că cineva are magazin de flori și numai în cape de vânzători ambulați, am văzut acolo niște conexiuni făcute. Doamne, vezi că administratorul public, Cică Zanet, locuiește pe scara blocului cu una dintre florărese și dacă locuiește, ce? S-a dus florăreasa respectivă și a bocănit la ușă și i-a spus: Nea Gică, ia de aici un buchet de flori. Mită de la mine ca să-mi dai voie să vând și eu. Sau ce anume? O idioțenie, un subiect care a fost speculat și anul trecut și acum 2 ani și acum, exact pentru că cineva nu are simțul măsurii. Da? Patronul de la Actualitatea TV vrea neapărat să pună presiune și a pus de altfel presiune pe funcționarii din primărie, pe unii din conducerea primăriei, chiar și pe șeful de la poliția locală, ca să vină și să-i amendeze pe sărace care vând și ei două flori. Ci că fac speculă. Cumpără, ar fi cumpărat flori de la Lidl și le vând în Pașcan. Și care e problema? Ăia care au magazine, nu tot speculă fac. Cumpără, nu știu de unde cumpără. Și în interiorul acestei definiții, așa cum o vede cel care comentează, și ceilalți fac speculă, nu? Ce, au răsadniță de flori sau sunt producători de flori? Mi se pare așa, doamne, să vândă cât mai mult și cumpăr de unde îmi place. Care e problema?
Bun. Senatorul Florin Constantinescu a demisionat. N-a demisionat din Parlament, deși ar fi fost un gest onorabil, nu? Pentru că și toți parlamentarii ar trebui să demisioneze, că n-au făcut nimic, iată, în perioada asta pentru Pașcani. A demisionat, iată, din funcția de vicepreședinte al Senatului României. Se încearcă oarecum cosmetizarea acestui gest. Da? Am primit astăzi o informare de presă, nesemnată, neasumată, așa, în care ni se arată că, de fapt, ar fi demisionat pentru că așa a fost rugat de premierul Ponta. În realitate, situația este alta. Domnul senator Florin Constantinescu a demisionat din funcția de vicepreședinte al Senatului pentru că Călin Popescu Tăriceanu a fost numit în funcția de președinte al Senatului la propunerea și cu sprijinul PSD-ului. Pentru a fi păstrată ecuația parlamentară în ceea ce privește împărțirea, modul de împărțire a funcțiilor politice la Senat, ecuație care în acest caz spunea foarte clar că liberalii trebuie să dețină, dacă n-au funcția de președinte, trebuie să dețină o funcție de vicepreședinte. Ei bine, în acest caz trebuia sacrificat un lider, un vicepreședinte de la PSD. Și atunci a fost sacrificat domnul Florin Constantinescu pentru a fi numit cineva de la PNL. Domnul Călin Popescu Tăriceanu fiind trecut în contul PSD-ului, care a făcut această propunere și a susținut această propunere. Deci asta este realitatea. Partea bună a acestei schimbări și mi se pare interesantă pentru că aici chiar are competențe domnul senator Constantinescu, este că domnia sa va prelua președinția unei comisii care tocmai a fost înființată. Părerea mea că a fost înființată special pentru el. Comisia de transporturi și energie. Da? O nouă comisie în cadrul Senatului României. Important, aș spune, și chiar aici ar putea să facă multă treabă domnul senator Constantinescu, pentru că este de profesie, este inginer, știe, cunoaște ce se întâmplă în acest domeniu. Deci, ăsta este motivul acestei schimbări. A fost o funcție onorabilă, nu numai pentru cel despre care discutăm, dar și pentru Pașcani. Da? A fost singurul politician din Pașcan care a ocupat pentru o bună perioadă de timp o astfel de funcție importantă, da? Vicepreședinte al Senatului României. Dar ăsta este motivul real. Mișcările, asta este viața în politică, n-are treabă cu valoarea sau capacitatea sau competența domnului Constantinescu. Așa se fac jocurile în politică. Astăzi ești într-o funcție, mâine ești sacrificat pentru alte interese, da? Asta s-a întâmplat astăzi. Bun. Pădurea din zona Pașcani a fost cumpărată de suedezi. De fapt, astăzi, în încercarea colegilor de a documenta un articol despre împădurire, campania de primăvară de împădurire, iată, au dat și peste aceste informații extrem de importante, și anume că sute de hectare de pădure, în special, dar și de pământ, teren agricol, au fost cumpărate de străini. Mă refer la zona Pașcani. Și vorbim, iată, de 900 de hectare de pădure și câteva mii de hectare de teren agricol. Pădurea a fost cumpărată de suedezi și terenul agricol de tot felul de investitori, putem să spunem, probabil, investitori, oameni de afaceri din străinătate. Chiar sunt îngrijorat în legătură cu aceste sute, 900 de hectare de pădure. Ele au fost cumpărate de o societate, o firmă din Suedia. Cu siguranță gândul sau business-ul este de a folosi lemnul, de a folosi, iată, această pădure. Sper să țină cont de legislația din România, dacă nu cumva vom avea parte de aceeași situație cum s-a întâmplat, iată, cu societatea Nectar Pașcani. Vom trăi și vom vedea. 900 de hectare de pădure înseamnă foarte mult.
și pentru zona Pașcani și pentru sănătatea populației din această zonă. Bun, și atenție mare. Acum am aflat, da? Atenție foarte mare cine cumpără și mai ales pentru ce cumpără aceste terenuri, aceste păduri mai ales, da? Astăzi a avut loc, iată, o dezbatere despre alegerile europarlamentare. Dezbaterea a avut loc la Colegiul CF Unirea și Liceul Mihai Busuioc. Așa cum așteptam, tinerii au fost vizați, cei care împlinesc, iată, 18 ani, potențialii alegători peste două luni de zile la alegerile europarlamentare. Interes scăzut în rândul acestor tineri. Și așa va fi, sunt convins, și în rândul tuturor alegătorilor, pentru că oamenii sunt dezamăgiți de politică și de politicieni. Acum, nici eu, care sunt oarecum interesat de ce se întâmplă pe scena politică locală, națională, nici eu nu sunt foarte interesat să particip la aceste alegeri, pentru că domnii europarlamentari, care au fost până acum, sau viitorii europarlamentari care doresc să fie votați, n-au venit. N-au venit odată la Pașcani să explice ce fac, ce vor să facă. N-au venit odată să explice despre o lege, un proiect de lege, care tot au fost votate în Parlamentul European și care ne-au afectat, ne-am trezit așa deodată că trebuie să ținem cont de ele de mâine, dacă se poate. Vă aduceți aminte cu limitele care au fost impuse producătorilor, micilor producători de lapte, de a nu mai putea vinde produsele decât în anumite condiții greu de îndeplinit, laptele, produsele lactate, ouăle în piețele agroalimentare. Deci mi-aș fi dorit să vină și să discute cu noi, să ne prezinte anumite noutăți, anumite preocupări. Sunt plătiți, vă spun, regește. Și nu vin. Odată ce i-ați ales, uită de promisiuni, uită de statutul și obligațiile mai ales pe care le au în raport cu noi. Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate, după care ne revedem. Vom discuta despre ce se întâmplă la Spitalul de Urgențe din Pașcani. Acum câteva zile noi am difuzat o știre. O comisie specială din cadrul primăriei Pașcani a făcut o analiză a activității manageriale a managerului de la Spitalul de Urgență Pașcani pentru anul trecut. Iată, mandatul a luat sfârșit. A fost prelungit mandatul timp de câteva luni de zile. Ar urma organizarea unui nou concurs. Domnul doctor Costică Pânzaru și-a anunțat intenția de a candida din nou. Vom vorbi așadar cu domnia sa despre ceea ce a reușit să realizeze în acest mandat de manager, ce dorește să realizeze în următorul mandat și mai ales cu ce probleme se confruntă, pentru că mai sunt și probleme la acest important spital. Deci publicitate și revenim. Am revenit în studio după o scurtă pauză de publicitate, așa cum anunțam înainte. Invitatul meu din această seară este domnul dr. Costică Pânzaru, managerul Spitalului de Urgență Pașcani. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine că am revăzut dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Cei care au întrebări pentru invitatul meu sau comentarii în legătură cu tema emisiunii le pot adresa printr-un SMS la numărul de telefon 0721 800644 sau pe adresa de messenger bit.tv@yahoo.com. Domnule doctor, haideți să discutăm puțin despre ce ați făcut în ultimii ani, iată, ați fost la conducerea Spitalului de Urgență din Pașcani. Zilele trecute, cei de la Primăria Pașcani, o comisie specială, a analizat ultimul raport, raportul de anul trecut de activitate. Au fost foarte mulțumiți, calificativ maxim. Am înțeles că a și expirat mandatul dumneavoastră de manager, a fost prelungit câteva luni de zile. Ce ați reușit să faceți? Pentru că sunt convins în interiorul contractului pe care l-ați avut, ați avut anumite obiective. În ce măsură ele au fost atinse, au fost rezolvate? Ce probleme ați întâmpinat în această perioadă? Întâi trebuie să lămurim câteva probleme. Faptul că eu sunt invitatul dumneavoastră aici în serasă este nedrept pentru colegii mei din spital. Deci cei 454 de
colegii mei, începând cu directorii, cei patru directori și tot personalul, ar trebui să vină în studioul dumneavoastră. E adevărat? Ceea ce este neîncăpător. Aveți dreptate. Deci faptul că eu sunt aici, sunt doar că sunt un reprezentant al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani, însă ar trebui să fie invitați toți. Și la fel vă mai reproșez încă o dată, în seara asta pentru a doua oară și nu o să mai reproșez, că în emisiunea noastră ar trebui să invitați și ceilalți colegi directori ai mei. Încă există un director financiar contabil care este o persoană deosebită, un director medical o persoană deosebită, un director de îngrijiri medicale și este un coleg care nu mai are statutul de director, este mai șef al aprovizionărilor, inginerul Răilean. Dar asta o să vă corectați dumneavoastră. Nu avem nici timpul, nici spațiu am necesar înțeles. Pentru o astfel de discuție, acum, dar discutăm cu cel care reprezintă absolut, instituția. Da. Sigur că dumneavoastră ați promovat imaginea spitalului în comunitate, ceea ce este foarte important pentru comunitate, fiindcă comunitatea trebuie să știe ce se întâmplă cu această instituție și vă mulțumesc pe această cale. Sigur, ați promovat și imaginea noastră favorabilă și atunci când noi am avut eșecuri sau greșeli. În legătură cu discuția care ați inițiat-o dumneavoastră, în legătură cu funcția mea de manager al spitalului, eu am obținut acest post în urmă cu 2-3 ani prin concurs și în fiecare an am negociat cu ordonatorul de credit anumite indicatori. Spre deosebire de celelalte instituții din comunitate, instituția spitalului are niște indicatori foarte ferme, de care cel care îi gândește, sunt conform legii și trebuie să negocieze cu ordonatorul de credite. Deci nu este o chestiune subiectivă. Acești indicatori sunt dați prin lege. Eu în fiecare an am fost evaluat pe acești indicatori și dacă nu aș fi îndeplinit indicatorul, deci aș fi fost demis din funcție. Deci din 2011 până în 2013 am un mandat de 3 ani de zile care a expirat în februarie și conform legii prin dispoziție de primar a fost constituită această comisie care mi-a evaluat activitatea mea ca manager, nu și a spitalului. Deci am negociat cu ordonatorul de credit, care este domnul primar, anumiți indicatori. Acești indicatori în 2013 au fost îndepliniți în totalitate. Sunt indicatori care se referă la resursele umane, la bugetul de venituri și cheltuieli, la cum am cheltuit banii, de unde am adus sursele financiare, la investiții de capital și achiziționarea de aparatură medicală. Deci toți acești indicatori sunt prin lege stabiliți și cred că și celelalte instituții ale comunității ar trebui să aibă acest contract cu niște indicatori foarte clari. De exemplu, noi am primit alaltăieri de la primărie și este o legislație în vigoare în care toți ordonatorii secundari, directorii, trebuie să dea un raport de activitate primarului. Nu s-a întâmplat niciodată până acum. Deci toți directorii din subordinea primăriei trebuie să dea un raport de activitate. Este o reglementare este nouă? Este o reglementare legislativă. Nouă? Apărut nu e nouă, e de mai mult de timp. Dar abia acum cei care diriguiesc această comunitate, au deci peste sunt acolo. Și eu am trimis acest raport și pe baza acestui raport am fost evaluat. Am deci în acest moment eu am fost evaluat de o comisie care este perfect funcțională, aprobată prin lege și în numărul evaluării s-a constatat că în 2013 am îndeplinit toți indicatorii pe care am negociat la începutul anului 2013, ba mai mult am și depășit anumiți indicatori. Bun, haideți să luăm așa, să ieșim puțin din da. Zona tehnică, să fie mai pe înțelesul tuturor. Dumneavoastră ați preluat mandatul când? Deci eu sunt, am fost numit în anul 2003, am fost numit atunci din întâmplare. Și ne aflăm, iată, în 2014. Cum arăta spitalul în 2003 și cum arăta? În 2003 spitalul avea un buget de venituri de 40 de miliarde de lei vechi, ceea ce era 1 milion de euro, și avea datorii de 19 miliarde. În acest moment, în 2013, spitalul a terminat cu un buget de 326 de miliarde de lei vechi, adică 7 milioane de euro, cu un excedent bugetar, ceea ce toată lumea s-a auzit și în Consiliul Local nu poate să aibă o instituție excedent, dar noi avem, îi spunem, sold. Deci un milion de euro, un milion de euro în contul trezoreriei, iar rezervele spitalului pe medicamente, materiale sanitare și reactiv și toate bunurile sunt încă de 55 de miliarde de lei. Adică pe jumătate de an sau cât va ajunge? Absolut, pe jumătate de an. Investițiile, deci
Din 2003 până în 2011, bugetul spitalului a crescut de 8 ori. Deci în 2003 și în 2004, pentru noi a fost foarte greu că trebuie să achităm toate arieratele, așa se numeau arierate, și după aceea să mergem pe excedent. Sunt 4 ani de când noi încheiem anul financiar cu cont în trezorerie. Deci în 2011 a fost 75 de miliarde, în 2012 54 și acum 55. O să spun de ce a fost atunci mai mult, fiindcă în 2013 am făcut foarte multe investiții de capital. Deci s-a achiziționat numai aparatură medicală în valoare de 15 miliarde de lei vechi, iar investițiile pe RK, spital și celălalt, încă de vreo 15. Încât în unul indicatorii mei ca și manager a fost, deci era un indicator, deci al investițiilor de capital, care a însemnat 14% din bugetul spitalului. Acum, bugetul spitalului de anul trecut este, cred că, mai mare decât al primăriei. Mă refer la veniturile proprii ale primăriei, nu din cele care vin de la bugetul de stat. Nu cred că primăria depășește... Spitalul realizează venituri proprii mai mult decât se încasează din taxele și impozitele direct ale pășcănelor. Asta e... Și sunt sigur de asta. Sigur că primăria are un buget de 2 ori mai mare ca noi, dar acest buget este atât de mare fiindcă vine de la bugetul de stat. Exact. Când spitalul și-a asigurat aceste venituri din relația contractuală cu casa, din veniturile proprii ale spitalului, de la bugetul de stat o sumă foarte mică, iar de la comunitatea locală la fel o sumă foarte mică, infimă. În 2011 au fost mai de 2 miliarde de lei vechi, am cumpărat aparatul medical, în 2012 de 1.400.000, iar în 2013 mai de 650 milioane de lei vechi. Sigur că a fost în bugetul local suma pentru pista de aterizare pe care noi nu am putut să o îndeplinim, fiindcă nu e vina noastră, abia s-a făcut proiectul și sperăm că să facem a noastră. Bun, trebuie să fac o precizare. Sunt domni care, sau doamne care vor să intre în direct. Dacă aveți un mesaj pentru invitatul meu sau o întrebare, vă rog prin SMS la numărul de telefon 0721 80644. Nu pot prelua intervenția dumneavoastră în direct. Însă, dacă ar fi să recapitulăm... Cea mai bună investiție pe care am făcut-o noi, deci în afară de partea financiară, care sigur că este foarte importantă, este resursa umană. Noi nu am pierdut medici, deci sunt 2 colegi care au decedat, de fapt 3 am mai pierdut unul luna trecută, și am reușit să aducem în spital încă 30 de medici noi. În acest moment spitalul are foarte mulți medici noi, chiar dacă nu au venit prin concurs, sunt foarte mulți care au venit prin prestări de servicii medicale și în servicii de gardă. În acest moment, Spitalul Municipal de Urgență Pașcani are 5 medici anesteziști. Sunt foarte puține spitale, chiar mari din țară, care au așa mulți medici anesteziști. Acești medici au venit datorită dotării platoului tehnic și condițiilor care le asigurăm noi. Mai mult decât atât, odată prin devenirea spitalului de urgență, drepturile salariale ale celor mai mulți angajați a crescut cu 30%. De exemplu, în 2012, drepturile salariale au fost pe tot spitalul de 131 de miliarde de lei vechi, în 2013 au fost de 180, adică încă 1 milion de euro în plus, care s-au dus pe salariu, cu excepția personalului la TESA, care, conform legii, n-a putut să le dăm drepturi salariale. Deci, cel mai important lucru, în afară de acest buget care noi am știut să-l echilibrăm, este resursa umană. Deci au venit foarte mulți medici, deși legislația nu ne-a permis să angajăm prin concurs decât foarte puțin, că este legea unul pleacă, unul vine. Deci sunt mulți medici care au venit în spital. Deci în acest moment spitalul are endocrinolog, oftalmolog, orelist, diabetolog, oncolog. Singurele specialitate care nu le avem este urologul, care nu a reușit să găsim, și cardiologul. Bun. Deci dacă ar fi să facem o sinteză, bugetul a crescut de 7 ori, de investițiile 7 ori a crescut de 8 bugetul, ori. Da? Iar și creșterile salariale au crescut. Și au crescut de asemenea și numărul serviciilor medicale. Numărul serviciilor medicale. Bun. Asta înseamnă plus că... Plus adresabilitatea. Este un lucru foarte important. Asta înseamnă că ați avut sprijinul pe care vi l-ați dorit din partea administrației locale? În legătură cu administrația locală, deci nu pot să acuz pe nimeni. Eu v-am urmărit emisiunile dumneavoastră și o să vă spun drept, totdeauna am încercat să arătați cu degetul pe oameni. Cred că trebuie să arătăm cu degetul pe sistem.
Încă eu cunosc pe foarte mulți oameni din primărie, sunt oameni de calitate și, de exemplu, dacă ar fi să comparăm ce s-a întâmplat cu evoluția spitalului, deci eu când am preluat conducerea spitalului, erau cam aceiași oameni, însă aveau altă mentalitate. Era de vină sistem. Însă am reușit, împreună cu cei care îi reprezentăm, niciodată n-am spus că conduc spitalul, reprezint spitalul, am reușit să le schimbăm mentalitatea. Deci relația mea cu administrația locală este o relație foarte bună. Deci nu pot să... Sigur că n-am fost sprijinit financiar, dar am înțeles întotdeauna că atunci când comunitatea are nevoie de bani pentru altceva, trebuie să-i transmit acolo. Însă cei de administrație cred că sunt oameni deosebit, eu pe care îi cunosc foarte mulți, fiindcă nu puteți nega, de exemplu, primarul Pantazic, n-ar fi un om deosebit. Sau ceilalți de acolo. Iar cei din subordinea lor, deci cred că se devine sistemul. Unul, deci toți când primesc fluturaș cu salarii, toți sunt egali la salarii, deși unul muncește mai mult și celălalt muncește mai puțin. Și aici ar trebui să se întâmple ceva legislativ. Ar trebui modificat noțiunea de buget multianual, nu buget anual. Fiindcă nimeni nu poate să facă ceva fără o chestiune care... Aici aveți dreptate și când s-a discutat pentru prima dată de buget multianual în Consiliul Local... Eu am discutat de mai multe ori și am propus și fostului primar să discute. Părea un SF și nimeni nu a achesat, iată, la deci, această deci, bugetul idee. Multianual, după aceea trebuie schimbată mentalitatea oamenilor din sistem. Fiindcă, oricât de puternic ai fi în ghilimele, nu poți să-l dai afară pe un angajat. Însă poți să-i faci ceva, da, ca să își facă treaba. De exemplu, noi când am început în 2003 spitalul, vreau să vă aduc aminte că WC-urile erau WC-uri turcești. Și când am avut ideea să modernizăm, erau mulți dintre colegii, chiar medici, și spuneam, domnule, tu ești nebun, ce vrei să faci grupul sanitar? Acum spitalul are peste tot cabine de duș, grupul sanitar elegant, în care fiecare om se simte într-adevăr ca un om. Deci eu, de când am plecat din 2003, era un sistem care era greu de urnit. Întrebarea dumneavoastră, relația cu administrația, relația umană, este o relație foarte bună. Deci eu, dacă o să-mi permite domnul primar și consilier, am să fac raportul de activitate într-o ședință a Consiliului Local pentru toți cei 3 ani și o să vedeți ce s-a întâmplat. Relația mea cu atât cu consilierii și cu cei de administrație a fost foarte bună, fiindcă dumneavoastră trebuie să știți că evoluția spitalului n-ar fi fost atât de favorabilă dacă nu ar fi fost luate niște decizii, inclusiv de hotărâri de Consiliul Local și administrative. Fiindcă, de exemplu, nici dumneavoastră presa nu vă aduceți aminte că în 2012, când 6 luni de zile nu se întâlnise Consiliul Local, eu am făcut demersului și am convins consilierii să întâlnească. S-a întâlnit, la concluzii. S-au întâlnit. Păi nu emisese nicio hotărâre. Nu emisese hotărâre. Și atunci Consiliul ar trebui să desființeze, însă Consiliul a fost atunci înțelept și a aprobat hotărârea cu Consiliul Local ca spitalul să devină spital de urgență. Sigur că hotărârea a fost pusă în aplicare mai târziu, dar a fost un lucru important. Deci atât consilierii cât și administrația. Deci au fost niște oameni receptivi care au ajutat spitalul în evoluția lui, inclusiv prin hotărârile Consiliului Local și prin demersurile administrative. Sigur, finanțarea este pusă din partea primăriei, de aici lucrurile sunt de înțeles, fiindcă eu cunosc comunitatea și știu nevoile comunității. Am înțeles. Bun, felicitări pentru domnul doctor Pânzaru pentru ceea ce a făcut pentru spital, spune un telespectator. Repet, nu mai insistați să intrați în direct pentru că nu am posibilitatea să fac acest lucru. Aștept, în schimb, mesajele dumneavoastră la 0721 800644. Bun, e adevărat, dar trebuie criticați oamenii așa cum lăudăm oamenii atunci când merită. De asemenea, trebuie criticați mai ales cei care au decizia și absolut, trebuie și puterea acord. Până la urmă. Bun. Norocul meu și a colegilor mei care conducem că am avut un colectiv care a fost receptiv și care ne-a urmat. Fiindcă oricât de inteligent ai fi și oricât de proiect ai avea, dacă cei care sunt în spatele tău nu înțeleg lucrul ăsta, este foarte greu. Trebuie să știți că în momentul ăsta spitalul municipal de urgență din Pașcan este un spital exemplu. De exemplu, noi am avut în ultimele 2 luni vizita a 3 echipe manageriale. Deci Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț, care a vizitat spitalul și au spus oftând că ei sunt un om cam cu 10 ani. Săptămâna trecută a făcut spitalul, deci toată echipa managerială la Spitalul Municipal de Urgență Botoșani, care eu am discutat cu ei și au acolo o chestie
sigur și de management. De exemplu, au 14 psihologi și am întrebat, domnule, ce trebuie să ce faci cu 14 psihologi într-un spital? Și au foarte multe lucruri. De exemplu, au vizitat terapia noastră intensivă și blocurile operatorii și au rămas mirați de ce s-a putut întâmpla la noi. Când au văzut spălătoria și bucătăria, la fel, au spus că totul este în regulă. De asemenea, au venit cei de la Câmpul Lung Moldovenesc și acum urmează să vină o echipă, cred că de la Ploiești sau Pitești, să ne viziteze. Sunt convins că sunteți întrebat, dom'le, cum de ați reușit? Da, am fost întrebat. Păi, ce se întâmplă? Facem o comparație și cu comunitatea. Am văzut că toată lumea se plânge că pierde apa și plătesc pierderile cetățenii, ceea ce nu este firesc ca un cetățean să plătească pierderea de apă. Deci noi am făcut economii foarte mari pe utilități. Deci s-a schimbat totul. Deci nu se pierde niciun fac pic de apă. Fac aici o paranteză. N-aveți o soluție și pentru Pașcani? Bine, acum trebuie să știți că eu sunt medic. Soluții da, sunt... Medic, dar vă pricepeți, iată, și pot spune, de exemplu, a rezolva aceste probleme. Deci faptul, de exemplu, că se duc în audiență la domnul primar sau la domnul viceprimar, oameni care spun că plătesc foarte mult la RGCR, n-are ce treabă primarul cu asta. Deci, RGCR-ul sau... Deci, eu cunosc pe cei la RGCR. Nu trebuie să plătească cetățeanul pierderi de apă și iar cetățeanul trebuie să vină la primar ca să-i dea bani să plătească. S-a mai văzut că se duc cetățeni ca să primească, să-i dea primăria bani pentru medicamente. Nu e admisibil chestiunea asta, fiindcă eu cunosc foarte bine sistemul. Deci, toți copiii primesc gratuități. Eu am dat dispoziție la spital toți cei cu diabet, bolnavi oncologici, psihiatri, bolnavi cronici, primesc gratuități. Nu înțeleg de ce trebuie să duci la primar ca să-ți dea bani. Eu nu înțeleg lucrul ăsta. De asemenea, nu înțeleg, și revenim la ce am făcut noi la spital, că a căzut zăpada, s-a întrăimit orașul și trebuie să duc, dacă a venit domnul viceprimar sau primarul, să facă dezăpezirea. Eu mă aduc aminte când eram copil, am trăit până în clasa 5-a într-un sat pierdut undeva din Vaslui, erau terene de 3-4 metri, iar tatăl meu și bunicul meu și toți ceilalți, ei făceau culoarul ca să treacă prin sat și să ducă animalele la hrană. Deci, eu am mai spus cândva, cred că când am primit titlul de cetățean în onoare, că i-am spus domnului primar că a câștigat cetatea. Dar trebuie să vedem ce facem cu cetățenii ei. Deci trebuie să dezvoltăm civismul. Asta se cheamă. Deci dacă ne întoarcem la Roma și la romani, cetatea era puternică, dar cetățenii erau cei care susțineau cetatea. Ați reușit acest lucru în cetatea? Noi l-am făcut aici la spital. Absolut. Deci noi am luat toate măsurile. Sigur, au fost și momente când au fost măsuri punitive, însă am reușit să convingem toți angajații spitalului ca să respecte regulile. Și noi nu avem, de exemplu, pierderi la apă, pierderi la energie electrică. Am deconectat centrala termică, de centrala dă numai căldură vara, că am pus peste tot boiler și fiecare pacient își face toaleta intimă atunci când dorește, fiindcă dacă lești centrală, eu când am venit era centrala care dădea foc la cazanele alea, durau 4 ore până se încălzea apa, până ajungea sus și se perdea peste tot. Deci succesul nostru a fost faptul că am economisit foarte mulți bani pe utilități. Și o să vă prezint și în Consiliul Local, o să vedeți ultimii 3 ani, să vedeți câte cheltuieli, deci cât a diminuat cheltuielile pe utilități, fără a diminua confortul pacienților, fiindcă, de exemplu, în spital, nu cred că se poate plânge nimeni că este frig, sau nu este lumină, sau nu este apă caldă. Bun, 7 minute mai avem și câteva întrebări importante. Veți candida din nou pentru un nou mandat și din ce motive? Da, am să candidez pentru orice mandat, pentru încă un mandat, fiindcă mai sunt niște proiecte pe care trebuie să le duc la îndeplinire. Ele nu au fost cuprinse în planul de management al meu pentru cei 3 ani, însă trebuie să le duc la îndeplinire. Sunt proiecte cum e pista de aterizare a heliportului, care sper să o termin anul ăsta, punerea în funcțiune a computerului tomograf, și încă câteva planuri care vi le dezvolui încă acum. Sperăm să găsim niște proiectanți, să proiectăm, fiindcă spitalul a devenit neîncăpător pentru pacienți și pentru medici. Și atunci există o idee de-a noastră să facem o proiecție a spitalului, dezvoltăm încă un ambulator și un compartiment de primiri urgențe ca să dezvoltăm, să lărgim spitalul. Deci voi candida din nou,
Probabil concursul se va organiza conform legii următoarele 2 luni sau 3 luni de zile. Pe sigur, eu am deja, din mandatul trecut, împreună cu colegii mei, deci un proiect de dezvoltare, ați ascultat, până în 2016, cum trebuie să dezvolte spitalul. De asemenea, anul ăsta sper, nu-i din cauza mea, deci n-am obținut acreditarea spitalului, deci noi de anul trecut am depus toate documentele, am și plătit taxa, 1 miliard de lei am plătit taxa, însă nu mai este din a noastră, că nu s-a prezentat CONAS în inspecție și trebuie să mai dezvolt încă servicii, câteva servicii medicale. Bun. Deci voi candida încă pentru un mandat, sper să-l și câștig concursul sau examenul, concursul să fie. Da. Cum aveți de gând să rezolvați problema resurselor umane? Vă întreb asta pentru că zilele trecute TV Bitul publica o știre cum că... Da, este o problemă pe compartimentul de primă urgență. Exact. Acolo noi am avut 3 medici titulari angajați, însă 2 dintre ei care au obținut postul prin concurs au decis pentru 6 luni de zile să le întrerup contractul pentru... Eu am mers la un interviu în Belgia, eu sunt sigur că o să se întoarcă. Liniile de gardă le putem asigura că avem rezidenți, încă 5 rezidenți, însă nu putem asigura zilnic de dimineață numai cu un singur medic. Însă pentru gardă problema este rezolvată. Eu chiar astăzi am discutat și am găsit încă 2 colegi care vor veni, inclusiv pe pediatrie, care doresc să vină să practice medicină la noi. Am transmis domnului primarul o adresă în care să scot postul la concurs pentru încă 2 medici, pe anatomie patologică, psihologie și niște asistenți. Deci problema pe primire urgență acolo cred că este și o greșeală a sistemului, fiindcă toată lumea s-a obișnuit să solicite salvarea, că ajungând în compartiment de primire urgență, acolo ei sunt explorați din cap până în picioare. Și atunci, sigur, efortul uman pentru noi este imens. Mulți pacienți sunt nemulțumiți, fiindcă trebuie să stea, să aștepte la rând, fiindcă acolo trebuie să consulți pacientul, să-i faci electrocardiogramă, să-i faci ecografie, radiografie și sigur sunt nemulțumiri ale pacienților datorită timpului de așteptare pe care trebuie să-l are. Sigur, trebuie să știți că spitalul are și deficiențe, da? Și nemulțumiri și reclamații. Asta sunt lucruri firești în momentul când sunt zilnic în spital, cel puțin 200 de angajați, în ambulatoriu 450 de pacienți, ar începe, o mai vin încă 100. Sunt probleme care pot fi rezolvate. Sper, deci o să fie o perioadă mai critică luna aprilie cu pentru CPU, însă din luna mai sunt 2 rezidenți care și-au specialitatea, care o să fie angajații noștri. Deci dacă s-ar întoarce celălalt 2, am avea 5 medici specialiști pe CPU. De ce ar veni medici tineri, asistente, să lucreze, iată, la spitalul din Pașcani, în condițiile în care există încă mirajul plecării în străinătate, unde se câștigă, bineînțeles, mult mai bine? Nu e adevărat, nu se câștigă mult mai mult. Medicii pot câștiga mai mult. Însă eu am 2 tineri anesteziste care sunt la gărzi acum, care au lucrat în Belgia și în Franța. Fac gărzi la Spiridon și se întorc cu plăcere și lucrează aici, fiindcă platoul tehnic este asemănător ca cel din străinătate. Efortul uman este mult mai mic aici decât în străinătate. Trebuie să știți că acolo în străinătate, de exemplu, este colega la anestezie care a plecat la 7 dimineața și se întorcea la 21 seara, nici nu avea timp să mănânce. Efortul uman este imens, iar plus cheltuielile sunt mult mai mari. Plus după aceea este stabilitatea socială și apropierea de familie. E adevărat, dar salariile, pentru că despre bani discutăm. Cred că greșim cu toții când discutăm numai despre bani. Fiindcă, hai să gândim, deci, mie îmi face o plăcere deosebită să mă întorc acasă să-mi văd familia. Și probabil că și dumneavoastră la fel. Chiar dacă cineva mi-ar da nu știu câți bani. Este și, cred că și asta este comportamentul și faptul că totuși, fiind statut de spital de urgență, cei care fac găzi câștigă foarte mult. Deci un medic care face găzi, de exemplu, cei din ATI, câștigă până la 1500 de euro pe lună. În România? La spitalul meu. Interesant. Deci vă aduc statul de plată. Deci sunt medicii, sunt 2 medici primari care fac găzi și iau pe lună între 1500 și 1600 de euro. Sigur, muncind. Evident. Deci sunt salariile, vi se pare paradoxal, într-o comunitate mică, dar asta e realitatea. Sigur, fac 10 gărzi pe lună, adică 10 zile lipsește de acasă. Dar sunt plătiți. Sigur, cu 1500 de euro în România și în Pașcani, cred că este un salariu decent, plus că sunt, de exemplu, asistente medicale, care, sigur, la fel,
lucrează în sectoare cu risc crescut și cu ture, care la fel sunt asistente care au 28 de milioane de lei vechi pe lună. Sunt cam 700 de euro, nu? Am înțeles. Bun, ultima întrebare. Sunt totuși pacienți care apelează la serviciile spitalului de urgență și sunt nemulțumiți pentru faptul că nu sunt tratați la Pașcani, sunt trimiși la Iași, în special cei care ajung iată la urgență. Care este motivul pentru care motivul o parte dintre ei sunt trimiși la Iași, alții sunt tratați la Pașcani? Este un motiv strict legislativ. De exemplu, Spitalul Municipal de Urgență Pașcani acum nivelul 4 de competență. Noi facem demersul să obținem nivelul 3. Vreau să explicați ce înseamnă, da? Poate să înțelegem deci, mai bine. Spitalul, după nivelul de competență, spitalul a trebuit să îngrijească câteva cazuri. De exemplu, vă dau exemplu pe maternitate. Maternitate, deci obstetrică, cam 3 sferturi de paciente ar trebui să le trimitem la Iași. Datorită nivelului de grad al spitalului, nu competența al medicilor. Iar cei care sunt transmiși la Iași, suntem obligați, din punct de vedere profesional, să-i transferăm, unul pentru siguranța lor și așa spune legislația. De exemplu, edemul traumatismul toracic, traumatismul chirurgical. Nu putem să-i ținem aici, fiindcă există un risc care ne-l asumăm noi pe viața unui pacient. Deci noi transferăm însă, o să vă prezint indicatorul, deci noi transferăm într-un an cam 1,1% din pacienți ăștia. Deci este un, nu e un procent. Indicator foarte mic. Sigur că acum, de exemplu, în terapie intensivă, în momentul ăsta, sunt 3 urgențe majore. Și mai este un motiv, Iașa nu mai primește, fiindcă știe că noi am ajuns în partea cealaltă, avem resurse umane și financiare să putem îngriji acești pacienți. Iașa mai primește doar chirurgia toracică, cazurile grave de hemoragie digestive superioare, cazurile psihiatrice grave, deci noi am înființat un compartiment de psihiatrie acum, și neurochirurgia. Deci nu este un moft? Nu, sau, nu este niciun moft. Deci cei care sunt nemulțumiți, nu este nicomoditate. Deci sunt niște chestiuni care sunt legate strict de legislație și de competență și de interesul pacientului. Am înțeles. Mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la această emisiune și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Vă urez succes! Mulțumesc foarte mult! O seară bună! O seară frumoasă! Urmează știrile Infobit. Mai transferăm puțin.